Alex a respectat cu sfințenie dress code-ul. Despre asta e vorba. Am mai știut vreodată când n-am respectat dress code-ul la vreo petrecere, că totuși pentru mine asta e o chestie foarte bună. Și cred că pentru oricine, în loc să te întreb cu ce să te îmbraci, da, din toate posibile variante, ai una singură. În seara asta este seară, petrecerea Viva, 25 de ani, nunta de argint, cum ar veni. Deci trebuie, ni s-a cerut în metallic vibes. Deci vibe-uri metalice, argintii. Deci e foarte simplu, puteai să vii oricum altcumva. Dar ție ți-am spus, fă așa. Dar tu poți să porți asta și la un eveniment, adică nu știu, să porți treaba asta casual, că mi se pare cumva că e într-o zonă ușor excentrică, e într-o zonă ușor nepurtabilă de zi cu zi. Contrazice-mă, te rog. Contrazi-mă. Cum ar... Da. Să cază... Contrazi-mă. Nu pot să te contrazic, pentru că ținuta pe care o am nu este o ținută de zi, în primul rând, și nu e o ținută, e de seară, dar nu de orice seară. E o ținută de seară dacă mergi la un eveniment sau dacă mergi la o nuntă, la un botez, etc. Adică e o ținută pretențioasă, cum e seara asta. Să spunem, la o nuntă sau la un botez, poate că aș fi asortat-o cu o pereche de pantaloni de stofă și nu cu jeans. Dar pentru că seara asta a fost, în primul rând, o seară mai casual, mai relaxată. Mai relaxată. Da. Eu petrece un garden party, după cum se vede, am zis că asta este nivelul cel mai de jos la care pot să cobor, în sensul bun. Și iată mă, răspunzându-ți la întrebare. Alex Ciucu e relaxat, adică asta era? Că Alex, da, așa cum mă vezi, relaxat. Da. Am înțeles. Bun, vara asta fetele au luat vacanță sau urmează să ia vacanță? Poi mâine. Mâine este... Închiderea de an. Nu, mâine este festivitatea de premiere. Da. Păi mâine, teoretic, e cam ultima zi de școală, dar e cam prima zi de vacanță. Mergi la serbare? Adică cum, da, cum sunteți? Mâine dimineață mergem la serbare, ne vedem acolo cu toții. Întâi Raisa, că ea e clasa 1, da, și apoi Carolina, care termină clasa 3. Aveți planul pentru vara asta? Adică, nu știu, o să pleci cu ele în vacanță? Cum, e, cum arată situația? Da, vreau să mergem la Roma. N-am fost niciodată cu ele la Roma. Roma este un oraș foarte, foarte frumos, foarte important. Are foarte multă istorie, are și lucruri, ca istorie inclusiv pornind de la antichitate și până în zilele noastre, inclusiv partea de religie. Vreau să vizităm Vaticanul, mai precis Vaticanul e mai greu pentru vârsta lor, deci nu Muzeul Vatican, dar Basilica San Pietro. Este un oraș care mi-e foarte drag mie, de când am studiat în Italia, l-am vizitat de foarte multe ori, pot să fiu un fel de ghid. Și după aia mergem undeva la mare, tot în Italia, am găsit undeva un hotel frumos cu o plajă pentru copii și cam asta o să fie vacanța. Tu și fetele. Eu și fetele, da. Am înțeles. Bun. Ultima întrebare, dacă vrei în răspuns la ea, dacă nu, nu, știi că nu sunt intruziv. Face ca la Măruță, dacă nu îmi dai ceva iute. Nu, n-am nimic iute, dar putem să pregătim. Fii atent. O luăm ușor pe ocolite. Cum faci să introduci, la un moment dat, dacă ar fi să fie, o altă persoană în viața copiilor, fără ca acei copii să o respingă? Momentan nu văd lucrul ăsta posibil. Nu simt să fac lucrul ăsta. Cred că copiii momentan trec deja printr-o perioadă foarte dificilă pentru ei. Nu există o astfel de persoană și dacă ar exista la un moment dat, nu văd prea important să o cunoască neapărat copiii. Dacă lucrurile astea se vor întâmpla și în cazul meu și în cazul celălalt, cred că lucrurile trebuie să se întâmple gradual, trebuie să se întâmple, cum să spun, da, și într-un mod natural, nu trebuie forțat absolut nimic. Dar deocamdată nu se pune problema, adică nu văd posibilă situația asta. Îți mulțumim, să ai o seară extraordinară, te pupăm. Mulțumesc și eu. Mersi. Mulțumesc.